Papaya de pătrunde, centrarea în care Oli Papaya de respinsă de către, este respins de Nana Agemang. Acum pleacă spre minge. Badolo trage cu fentă. 1-0 pentru Șerif, minutul 41. Vedem acțiunea acum de răspuns. Și șansă uriașă. Centrare la prima bară, balonul respins. Vine șutul pe lângă poartă. 54% posesia mingii. Trebuie câștigat jocul cu Andorra pentru a ne păstra fotoliul de lider și pentru promovarea în urna a treia valorică a Ligii Națiunilor. Apoi amicalul, Pușcaș, ce șut, ocazia continuă, gol, Căruntu, 1-1. Exact când spuneam că nu prea mai au timp cei de la Petrocub, se dinamizează evenimentele. Căruntu din fața porții pe recuperare ofensivă, înscrie și face 1-1. Pușcaș primește, vine șutul și Căruntu din 6 metri, apoi șut în bara transversală prima dată. Am avut impresia că și Celernic a atins acea minge șutată de Pușcaș. Căruntu din vole cu piciorul stâng înscrie și restabilește egalitatea. Transformat în fundaș pe partea cealaltă, practic în om de bandă dreaptă după ieșirile din minutul 15. Pare a fi o fază asemănătoare cu cea din prima repriză.